Salutare! Acum îl vedeți pe viitorul Masterchef, care mă ajută să facem niște pui în două pungi. Am luat doi pui. Hai, Vlad, ne apucăm de treabă? Da. Cum facem? Unde-s puii? Pui. Așa, luăm puii, da? Da. Uite, îl punem aici. Luăm pe unul. Punem usturoi în așa. Pune vreo 2, 3, așa. Așa, mai pune unul. Perfect. Acum Acum trebuie să punem unt. Unde e untul? Acolo. Pune un cup de unt. Așa. Perfect. Nu unul, că îl păstrăm pentru puiul celălalt. Punem și niște ciuperci. Ciuperci. Hai. Te puteți. Așa, punem și ciuperci, le punem întregi, că eu zic că ies mai bine. Uite, pune-le aici înăuntru, până se umple. Pune-le înăuntru și o să punem și pe lângă el acolo. Da? Hai. Hai că Masterchef te faci, că îți place la bucătărie. Îți place? Așa. Se pune pe lângă el. Nu pe lângă el acum, când îl băgăm în pungă. Așa, da? Mai pune. Hai. Perfect. E, acum l-am umplut cu ciuperci. Și acum trebuie să-l condimentăm. Da? Uite, punem condimentul de astea, un pui fraged. Eu. Ai grijă cum stai pe scaun, da? Da. Hai. Hai că după aia îți dau și ție să pui pe partea cealaltă, da? Așa. Uite, am pus pe partea asta. Stai că nu mai am o mână, mai trebuie o mână. Îl întoarcem. Și eu pun. Pui și tu, bineînțeles. Hai. Ia cu mâna, iei cu mâna. Așa. Mai trebuie un pic. Unge-l pe tot, așa. Așa. Perfect. Stai că trebuie să-ți dau o cârpă, dacă e. Dar ai răbdare să terminăm și după aia ne ștergem, da? Stai un pic să-l punem în pungă acum. Și-l punem la fezandat, așa, vreo jumătate de oră în frigider. După care l-aruncăm în cuptor vreo oră jumate așa spre două și vedem rezultatul. Băgăm în pungă. Mai e usturoi. Mai e usturoi? Da. Pune-le. Bagă-le aici. Hai că a ieșit. N-a fost cu minte și a ieșit. Așa, mai aruncăm vreo două, trei ciuperci ca să ne ajungă și pentru celălalt. Așa. Și cam asta ar fi cu primul pui. Mai e unul. Mai e unul, bineînțeles. Pe celălalt îl facem cu altfel de condimente. Începem cu usturoiul, da? Pune usturoi. Bagă-l acolo. Așa. A intrat? Gata. Trebuie untul. Unde e untul? Unde e untul? Fără hârtie. Așa. Perfect. Ciupercile. Foarte bine. Hai că nu o să mor de foame. Așa. Acolo punem, da, punem piper din ăla. Stai să caut un șervețel. Stai că îl desfac eu, vezi că dacă se desface ăsta, e foarte tare. Da? Ia să vedem. Avem aici și o cârpă. Vrei să punem piper din asta? Hai să te ajut. Ține de partea neagră. Ține. Ajunge. Ha. Aici nu, aici mă lași pe mine, că ăsta este foarte tare. Și punem și un pic de tikka masala. Punem tikka masala. Am înțeles că indienii au gusturi bune. Nu pot să fac soda eu. Nu poți? Nu poți. Stai că te ajut eu. Oba!
Vrei să pui oregano? Vrei, stai un pic, vrei să pui oregano? Da. Ia, stai un pic, fii atent. Ia tu cu mâna și pune. Așa, hai. Mai pun. Mai pune, da. Așa, perfect. Hai să punem un pic de... Nu mai bate așa, că ajunge. Hai să punem un pic de ăsta, vezi că ăsta... Nu, 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 nu pui tu mâna pe ăsta, că este foarte picant, da? Și acum o să-l întoarcem. Îl întoarcem pe partea cealaltă. Da. Da, uite așa. Și trebuie să-l condimentăm și aici. Da? Nu de asta, nu de asta. Ajunge cât am pus. O să mai punem tikka masala, da? Unde e barbita aia așa? Ia. Tikka masala? Da. Uite aici, stai că te ajut eu. Hai. Așa. Așa, perfect. Așa. Și să mai punem un pic de oregano. Gata, ajunge. Ajunge. Ajunge, hai să punem la... oregano. Da. Poftim. Hai că te ajut. Nu așa, că nu e bine. Ha. Așa, bravo. Aha, ia uite ce bine a ieșit. A ieșit foarte bine. Gata. Ajunge. Gata, punem în pungă. Stai să mai... Am pus tikka masala, am pus, da? Am pus de toate. Îl punem în pungă, acum. Uite aici. Să legăm astea. Astea. Stai că o legăm după aia, legăm la final. Hai răbdare, ia tu unul. Așa, hai că o să-ți arăt. Pun, legăm. Viitorul Masterchef, să știi. Masterchef, da. Uite așa, punem și restul de ciuperci. Asta se punea. Și pe acesta nu mai punem condimente, că ajunge. Da? Uite, o să punem un pic de portocală. Ia gust. Dă cu limba. E bună? Mai e de o dată. Așa. Acum ce bune, doamne? Acum o strângem punga. Uite așa. Da. Și punem... uite. Pui? Hai, pune tu. Uite așa. Dă-i drumul cu mâna asta. Acum prinde-l cu mâna aia. Prinde-l. Așa. Hai că te ajut eu. Am gata. Mai este, da? Bagi. Gata. Bagi baiu. Unul e gata. Ai învățat cum să faci? Hai. Pe partea cealaltă. Aici, pe spate. Așa. Bravo. Stai să băgăm aici. Stai să băgăm aici în gaură. Gata! Acum mai băgăm la frigider și așteptăm vreo oră și pe urmă mai băgăm la cuptor, da? Vrei să mai ia? Mai vrei? Așa, bravo! Acum îi aruncăm un pic în cuptor. Iai tu unde trebuie să-i pui, nu? Uite așa. Bravo! Ia, să punem punga invers. Așa. Să înțepăm un pic o scobitoare, să nu facă poc acolo în cuptor. Așa. Vrei să înțep tu? Da. Hai. E plăcerea ta să înțep. A rămas acolo? Lasă, înțeapă în altă parte. Uite, hai să-ți arăt, fii atent. Uite. Gata, ajungi. Gata, ajunge. Ajunge. Îi punem la cuptor. Ai grijă să nu cazi de pe scaun.
undeva la 170 de grade, îi lăsăm aici vreo oră. După care îi verificăm. În total o să dureze vreo oră jumate spre două. Setăm la o oră și ne vedem peste o oră. Între timp curățăm și niște cartofi ca să-i punem acolo lângă pui. Haideți să vedem ce s-a întâmplat după prima oră. Cam așa arată. S-au umflat pungile. O să-i mai lăsăm probabil vreo 30 de minute. După care o să scoatem pungile și îi rumenim. Îi rumenim frumos așa. Acum, în principiu, ar trebui să-i întorc. Haideți să încercăm să-i întoarcem. Să vedem dacă reușesc. Așa. Să văd cum o să fac să-i întorc. Ah, frige! Gata! S-a rezolvat cu primul. Ah! Încercăm și cu al doilea. Opa! Gata! Îi punem înapoi. Ia să vedem cum intră scobitoarea în ei. Da, mai trebuie să stea. Cel puțin jumătate de oră. Îi punem la locul lor acolo. În cuptor. Și ne vedem peste încă 30 de minute. Iar acum o să facem niște cartofi cu rozmarin ca și garnitură. Îi aruncăm aici așa în tavă. Aruncăm niște ulei de măsline. Nu vă uitați la sticlă, dar am luat o sticlă din aceea mare din Grecia și a trebuit să o pun în sticle mici, că nu puteam să o manevrez. Punem niște rozmarin. O să-i amestecăm un pic, un pic de sare. Niscaiva piper. Așa. Cam asta ar fi tot. Amestecăm frumos așa ca să... se rezolve bine, bine treaba. Și mai am o bucată de carne care mi-a rămas prin frigider. O să o arunc și pe aici. Așa. E păcat de ea să o aruncăm. Nu-mi place să arunc mâncare. Haideți să o punem și pe aia.
E o bucățică mică rămasă după în... Vreau să o fac acum la ceva, la mâncare, dar n-are sens. Așa. Cred că o să mai pun un pic de ulei de măsline pe aici. Și o să folosesc și un pic de oregano, pentru că mie îmi place foarte mult. Puteți să încercați. Un așa pe carne. Cam asta e tot. O să-i punem și pe ea acolo la cuptor și o să revenim un pic mai târziu. Și acum o să-i scoatem din pungă. După cum vedeți, arată foarte bine. Păcat că nu aveți cum să mirosiți. E fabulos ce e aici. Îi scoatem din pungă ca să-i rumenim. Dar pe ansamblu să vă arăt cam cum ies oasele. Așa. Deci cam asta este. Cam așa ies oasele. Fără niciun efort. Ia uitați aici. Pui la pungă. O să-i rumenim și vă arăt atunci final. Și acum partea finală. Avem aici cartofi rumeniți frumos, așa. Și mai jos avem pui. Care s-au rumenit și ei. Cam așa arată. Haideți să mai facem un test. Și vă doresc poftă bună. Pui la cuptor în pungă cartofi. Încă o dată, poftă bună!